Studenții din anul 3 de la Facultatea de Litere, secția actorie din Craiova, au avut parte astăzi de un examen deosebit. Viitorii actori au jucat un spectacol în lectură unde fiecare și-a scris propriul scenariu. Intră Teodor. Ohoho, s-a întors fiul risipitor. Mai mult risipit decât risipitor. Profesoara de dramaturgie a gândit acest examen într-un mod special încă de la început, pentru că i-a văzut capabili și talentați pe studenți. Când a venit vorba de notare, aceasta a spus că studenții și-au câștigat notele pe parcursul semestrului, nu doar din acest spectacol. E un spectacol experiment, ca să spun așa, e mult spus spectacol, este un examen cu public, să spun. Sunt texte făcute de studenții de la actorie anul al treilea în cadrul cursului de dramaturgie pe care îl au la anul al treilea, așadar. Ne-au crezut că vor putea să scrie. În momentul în care ne-am întâlnit în acest context, erau foarte sceptici. Însă, după ce am început să facem tot felul de exerciții de creative writing, în momentul în care au văzut că pot să scrie lucruri despre care nu știau că le știu, au început unii dintre ei să se entuziasmeze, alții s-au mai menținut scepticismul. În cele din urmă, în ultima parte a semestrului, să spun așa, au arătat un entuziasm care și pe mine m-a copleșit și s-au implicat în propriile lor texte, cred că mai mult decât în curs, dar în texte s-au implicat foarte mult. A fost și pentru mine ceva oarecum nou, o experiență nouă, dar sunt foarte bucuroasă pentru ceea ce studenții au reușit să realizeze. Cătălina a ales actoria chiar dacă părinții ei nu au fost de acord. Acum, studenta spune că se bucură că și-a urmat instinctul pentru că a ajuns să facă ceea ce îi place. Tânăra și-ar dori ca această metodă de examinare să rămână și pentru viitorii studenți, deoarece i-ar forma. Scena 4. În bucătărie, Radu și Vlad. Și? Nu te duci la școală azi? Nu, n-am materii așa importante. Cum te înțelegi cu colegii? Bine? Da, în principiu da. Din clasa 6 am tot cochetat așa cu teatru. În clasa 12 a fost un război așa la mine în familie, că mami voia să dau la academie, tati voia să dau la medicină și le-am zis că dau la actorie ca să pot să fiu și medic și polițist, să nu se certe, să nu facem scandal. Și am dat admiterea, am luat și termin acum, gata. A fost o provocare pentru mine, adică am fost oarecum și regizor și scenarist și actor, pentru că joc și în distribuția colegilor mei. Textul meu expune o problemă, nu numai a zilelor noastre, cred că a fost din tot timpul, dar nu atât de evidentă. E vorba despre orientări sexuale, despre cum să-i acceptăm pe ceilalți dacă nu sunt ca noi și cred că, adică aș vrea ca cei care vin astăzi să ne vadă să nu mai judece atât de mult și să încerce să înțeleagă, să aibă o mentalitate mult mai deschisă, dacă s-ar putea. Studenții s-au bucurat că profesoara le-a acordat libertatea de exprimare și au considerat acest spectacol drept o provocare. Textul l-am scris într-o singură zi, într-un interval de vreo 4-5 ore. Pur și simplu m-a lovit inspirația, cred. Îmi place mie să spun. Și e plăcut, pentru că e ceva nou, adică e primul meu spectacol lectură, nu am mai luat parte la așa ceva până acum. Este primul examen de acest fel, cum ți se pare ideea? Mi se pare o idee bună și sunt fericit că pot să fiu aici. Inițial nu mi s-a părut, nu știu, nu a fost pe gustul meu această idee, dar acum sunt 100% în asta și vreau să văd cum o să fie. Spectatorii, studenți și elevi din Craiova au trăit odată cu tinerii actori momentele artistice. De la râsete la tensiune, publicul a simțit toate stările. Stai liniștit, Traiane, toate duc într-un loc. Mi s-a părut minunat că ne-au trecut așa prin foarte multe stări, de la un râs cu lacrimi până la un pic așa de tensiune. Mi-a plăcut foarte mult că expresivitatea lor ne-a făcut să ne transpunem și noi în poveștile respective și chiar m-am simțit foarte bine. Super, chiar a fost frumos și foarte interesant. Studenții au fost foarte pregătiți pentru examen și e ceva interesant să dai examen din practică, adică
decât să faci teorie sau să scrii teorie, e mult mai interesant în practică. A fost un examen mai non-formal, să zic, dar totuși care pregătește pentru viitoarea lor carieră, să le zic așa. Mi-a plăcut că au tratat totul în așa fel încât se simtă ei bine și se transmită cât mai mult publicului. Studenții au promis că o să mai facă astfel de spectacole pentru a-i bucura pe craioveni.